Foresta Suceava a efectuat în ultimele 12 zile un stagiu de pregătire centralizată la Gura Humurului. Galben-verzii vor încheia cantonamentul cu un amical în compania celor de la Șumuz Fălticeni. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 11 pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv Suceava. Echipa antrenată de Dorin Goian a înregistrat o înfrângere și o victorie în amicalele disputate până acum, 1-3 cu Politehnica Iași, respectiv 2-1 cu Gloria Bistrița. Șumuz Fălticeni este neînvinsă de la startul pregătirilor de iarnă, după 2-0 cu Știința Miroslava, 1-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț și 1-1 cu FC Botoșani. În prima etapă a sezonului de primăvară, programată pe 11 martie, Foresta va primi pe stadionul Areni vizita echipei Ceahlăul Piatra Neamț. De cealaltă parte, fălticenenii vor juca pe terenul vasluienilor de la Rapid Brodoc. În altă ordine de idei, Federația Română de Fotbal a modificat din nou clasamentul seriei 1 a Ligii a 3-a după ce Comisia de Disciplină a depunctat clubul Dente Botoșani cu încă 2 puncte din cauza unui litigiu nestins cu fostul jucător Daniel Gabriel Ciobanu.